Pentru astăzi avem această a doua parte din armura noastră, se numește platoșa neprihănirii. Platoșa neprihănirii. E frumos și e bine să ne gândim ce este platoșa aceasta a neprihănirii, cum o putem dobândi și cum o putem păstra. Apostolul Pavel o așează neprihănirea, putea să o așeze la celelalte, putea să zică coiful neprihănirii sau scutul neprihănirii, dar el spune platoșa neprihănirii. E foarte important pentru că platoșa apără organele vitale. Poți să fii rănit în multe feluri în luptă. Există răni superficiale, există răni mai serioase și există răni mortale. Și rănile mortale sunt cele care se dau la cap sau se dau aici în zona toracică, unde sunt organele vitale. Aici rănile sunt foarte periculoase. Orice lovitură poate să ajungă mortală. Și spune, aici vă apără neprihănirea. Există o simetrie cu un text din Isaia, capitolul 59, 16-17. În aceeași luptă cu dușmanul, cel care este conducătorul, căpetenia noastră supremă, folosește și el neprihănirea. Este foarte clar că diavolul se ferește de neprihănire. E ceva străin naturii lui și nu poate să stea în neprihănire. Așa cum Dumnezeu nu poate să vadă păcatul și îl nimicește când îl vede, e incompatibil cu neprihănirea. Și atunci Dumnezeu îl atacă cu neprihănirea și unde așează neprihănirea, diavolul nu mai poate să vină. Nu poate să se apropie de neprihănire. În Isaia, capitolul 59, dacă vreți să deschideți în Biblia dumneavoastră, Dumnezeu este Cel care se miră. Vede că nu este niciun om care să mijlocească. Ce înseamnă asta? Unul care să stea în spărtură, unul care să lupte, unul care să-și dea seama de tragedia în care se află el și cei din jurul lui, că se aproape să fie cuceriți, aproape să fie doborâți, aproape să fie omorâți și să strige către Dumnezeu, să intre în luptă către Dumnezeu. Și atunci, pentru că oștirea e aproape pe moarte, Dumnezeu se miră că nu strigă un SOS ca să vină Dumnezeu și vine el, ia el inițiativa. Atunci brațul lui îi vine în ajutor. Și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platoșă. Dumnezeu face același lucru când are de-a face cu dușmanul. Pentru că știe că dușmanul nu suportă neprihănire. Nu poate să se apropie de neprihănire. E biruit de neprihănire și fuge de neprihănire. În limba română, cuvântul vine din slavon. În limba originală, este un termen care înseamnă nu lipsa prihanei sau fără pată. Neprihănirea în original este o stare după voia lui Dumnezeu. Este o stare conform naturii lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. Unde este Dumnezeu, este lipsa păcatului. Este ceva din sfințenia lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu așează în jurul unui perimetru sfințenia, diavolul nu poate veni. Nu poate să facă nimic în mediul acela. Nu poate. E neputincios în mediul acela. Și Dumnezeu se îmbracă cu neprihănirea lui, se coboară și diavolul trebuie să fugă. Același cuvânt este folosit și la oameni. Dar cum oare va fi omul neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Cum facem rost de platoșa aceasta? Pentru că fiecare dintre noi suntem vai de capul nostru. Biblia spune că în păcat și în fără de lege m-a născut. Am moștenit un fel de șert de viețuire și apoi nu numai că l-am moștenit, dar l-am făcut și mai păcătos. Pentru că așa suntem noi. Am înmulțit păcatul. Cum putem să luăm neprihănirea aceasta? Și fiecare dintre noi știm destul de multe și în primul rând trebuie să spunem că neprihănirea nu este lucrarea noastră, ea trebuie să o primim. Ea trebuie să o primim în dar. Dumnezeu se uită de la înălțimea cerurilor și vede că nu este niciun singur om neprihănit, nici unul măcar. Nu-i de mirare că diavolul face ce vrea cu lumea aceasta, pentru că nu mai este în noi o stare după voia lui Dumnezeu. Suntem corupți, suntem imbibați, suntem infectați de păcat, suntem muribunzi, rătăceam în greșelile și în păcatele noastre după omul nostru firesc. N-avem de unde să producem neprihănire. Mă mai uit la oameni care vor să se îmbunătățească pentru ca să vină la botez și spun, eu nu sunt încă pregătit. Adică, cum să fii pregătit? Păi să mă las de cutare, să mă las de cutare, să mă las de cutare. Problema nu este ceea ce faci, problema este ceea ce ești.
poate pomul sălbatic să producă roade bune niciodată. Nu ai cum să aștepți să te îmbunătățești ca să vii la Dumnezeu. Trebuie să vii la Dumnezeu așa cum ești și în harul lui Dumnezeu să-ți dăruiască, să te îmbrace în această neprihănire a lui. Probabil cea mai frumoasă imagine se găsește în Zaharia, capitolul 3, la pagina 909. Am să vă arăt un pasaj în care Dumnezeu ridică o căpetenie. O căpetenie a lui Dumnezeu este un dușman al diavolului. Unde Dumnezeu își pregătește ostașul, trebuie să vină și diavolul. Pentru că îl interesează foarte, foarte direct și personal ce se întâmplă acolo. Dumnezeu vrea să-și ridice poporul, diavolul vrea să-l țină în prăbușirea lui. Cartea lui Zaharia este o carte a reconstrucției. Poporul care s-a întors din Babilon își reia viața socială, religioasă în Israel și se reînscriu care au fost leviți, care au fost preoți, se fac cetele de la templu, încet, încet zidesc templu, pe urmă vor zidi casele, pe urmă sub Neemia vor face zidul din jur împrejur. Zaharia, Hagai sunt profeții acestea ai vremii de reconstrucție și de reașezare. Și din punct de vedere spiritual, lupta se dă cu diavolul și conducătorii poporului sunt preoții. Și cel care este mijlocitorul între popor și Dumnezeu este marele preot. Trebuiau să aibă un mare preot. Acum, sunt niște oameni care au stat în Babilon, toți cu bube în cap, toți cu obiceiuri din Babilon, toți cu păcate din Babilon, toți cu slăbiciunile lor și să-l faci mare preot. Foarte greu. Toți sunt întinați. Toți au trăit, nu cum trăiau leviții și preoții altădată în Israel. Ăștia vin din Babilon, ce vin așa cum vin ei. Acum, să pui unul dintre ei să-l faci mare preot. Cum? De unde să găsești unul care să poată să fie marele preot? Și diavolul e bucuros că niciunul nu poate să fie mare preot. Și stă acolo să-i spună lui Dumnezeu, nu poți să-l faci mare preot. N-ai cum, nu împlinește condițiile. Nu ai dreptul să faci mare preot. Aceasta este scena din Zaharia, capitolul 3. Versetul 13 din capitolul 2 începe. Ne aflăm în slavă, lucrarea aceasta se întâmplă pe pământ, dar ea transcede pământul și are o dimensiune spirituală pe care evreii nu o văd. În Israel se lucra la sfințirea unui om să fie așezat ca mare preot. Îi se făceau odăjdii, îi se făceau haine, îi se făcea mitră, îi se făcea cădelnița, îi se făceau toate celelalte. Oamenii atâta vedeau. Dar dincolo de acesta nevăzut se întâmplă lucruri între Dumnezeu și diavol, pentru că acolo se duc luptele mari. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, că cel s-a și sculat din locașul lui cel sfânt. Dintr-o dată ne trece dincolo de ce se vede în lumea lui Dumnezeu, în alte dimensiuni. El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului. Este I cu I mare, ceea ce ne-ar putea trimite la cine? La Domnul Iisus înainte de întrupare. Stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Cu alte cuvinte, este o stare de conflict. Îngerul Domnului era implicat în instalarea marelui preot și diavolul vine și spune, nu e bine, n-ai voie, nu se cade, nu se califică. Și e un conflict între îngerul Domnului care vrea să facă lucrarea aceasta de intrare în slujba marelui preot și diavolul. Și Dumnezeu trebuie să arbitreze situația aceasta. Îl părăște lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei, și aici cred că este vorba de Domnul Iisus care în conflictul care îl are cu Satana face apel la Tatăl, la Dumnezeu din Sfânta Treime. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satanul, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, să scoată și din foc un tăciune pe care Dumnezeu îl sfințește cu focul lui cel sfânt. Dar, și aici este o conjuncție, un adversativ, vorbele acestea erau ale Domnului Iisus care îl apără pe Iosua. Iosua era candidatul să fie mare preot. Și, într-adevăr, ce spune Domnul este, are un punct de vedere. Dumnezeu a ales, Dumnezeu face ce vrea, Dumnezeu sfințește pe cine vrea. Dar Iosua, pe de altă parte, era îmbrăcat cu haine murdare. Cum putea un astfel de om să fie mare preot? Cum putea un babilonean care a trăit așa cum a trăit să fie așezat ca mare preot în Ierusalim? Era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Cum poate un astfel de om să fie candidat, să fie sfințit în slavă, în lumea lui Dumnezeu,
să-i se dea statut de mare preot și să fie apoi aliatul lui Dumnezeu în lupta și în lucrarea cu poporul Israel. Și o ceartă între Domnul Iisus și Satana. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, multă lume de față: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Cu alte cuvinte, Satana îi spune: nu se poate, nu se poate, nu se poate, e murdar. Cum poți să pui un astfel de om ca mare preot? Nu, n-ai dreptate, nu-i dreptul tău, nu poți să faci așa, e în teritoriul meu, nu poți să-l iei. Și Dumnezeu îi spune: nu mă privește-mă, nu pot, eu nu pot. Îngerul spune: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Eu am zis să îi se pună pe cap o mitră curată, curată. Și au pus o mitră curată pe cap și l-au îmbrăcat în haine în timp ce îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua următoarea mărturisire: așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla pe căile mele și dacă vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Deci, un muritor, un babilonian, un crescut în păcat, un om murdar, cu haine murdare, intră în slavă, îngerul Domnului spune să-l ungem preot, Satana spune: nu se poate așa ceva, n-ai dreptul, n-ai dreptul, e păcătos, nu poți să-l pui. Și Dumnezeu se ridică și spune Domnului Iisus: dezbracă-l de hainele murdare și pune-l în slujbă. Și apoi îngerul Domnului se adresează lui Iosua și îi spune: vezi ce sfânt e aici? Ține minte ce ți-am făcut. Te-am adus din lumea de păcat, ești aici în slavă, în sfințenia prezenței lui Dumnezeu. Te-am sfințit, ține-o însă tot așa, dacă vrei să intri în final aici. Aici e locul neprihănirii, starea după voia lui Dumnezeu. Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla, căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor. Și într-o singură zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Promisiunea pe care o face Dumnezeu în prezența îngerului lui Dumnezeu este că va veni o zi în care nelegiuirea oamenilor va fi toată spălată și Dumnezeu le va da o neprihănire pe care o dăruiește El. Și diavolul degeaba va zice: nu se cade, n-au voie, nu trebuie să intre aici, sunt ai mei, nu sunt ai tăi. Dumnezeu va spune: i-am dezbrăcat, i-am îmbrăcat, sunt ai mei, sunt sfinții mei. Aceasta este o discuție lungă, frații și surori, și v-aș invita să deschideți acum la pagina 1096. Cum să facem rost de platoșa aceasta a neprihănirii? Nu este niciunul neprihănit. A vrut să-l pună pe Iosua și Iosua a trebuit să fie curățat de Dumnezeu ca să poate să-l așeze în funcție. Și Apostolul Ioan în Epistola către Romani are 4 capitole în care vorbește pe larg de cum se realizează această lucrare. Tot o face Îngerul Domnului, o face Iisus Hristos, Dumnezeu prin Iisus Hristos. Ce a fusese portretizat, simbolizat prin instalarea lui Iosua, este o realitate pentru fiecare dintre noi. Și eu am trecut pe acolo și tu ai trecut pe acolo. Noi nu avem neprihănire. Nu avem neprihănire. Dacă uitați capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6, ar trebui să citim, dar o să le luăm așa pe sărite. Capitolul 3 de la început. Care este deci întâietatea iudeului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-a fost încredințat oracolele sau cuvintele lui Dumnezeu. Și ce dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum. Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsit mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ești biruitor când vei fi judecat. Numai Dumnezeu are dreptate și numai Dumnezeu poate să rezolve problema aceasta. Versetul 9. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit,
Niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele. Nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustierea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Versetul 20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dacă Dumnezeu ne ia după ce purtăm pe noi, am ieșit din Babilon, suntem cu haine murdare, vai de noi! Și Iosua și noi suntem în aceeași barcă. Dar e lângă noi Îngerul Domnului, Iisus Hristos, care a rezolvat problema. Dar acum s-a arătat o neprihănire, și dacă uitați jos, este dreptate sau stare de îndreptățire după voia lui Dumnezeu, pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Slăvit să fie numele Lui. De aceasta venim duminică la cină, să ne aducem aminte cum ne-a dăruit El neprihănirea. S-a arătat o altă neprihănire, nu a noastră, aia care ne-o dăruiește El. Ne-o dăruiește El. Și ne dezbracă de hainele murdare ca pe Iosua și ne îmbracă în uniformă de preoți. Pe El, pe Iisus Hristos, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Și aceasta este cea care s-o întinde și ție și mie. Ia-o și pune-o pe piept. Fă din ea platoșa neprihănirii. Pune neprihănirea Lui Dumnezeu asupra ta. Pune neprihănirea aceasta a Lui Dumnezeu. Capitolul 3, capitolul 4 vorbește de Avram, căruia credința i s-a socotit ca neprihănire. Și dacă avem neprihănirea aceasta, deschideți la capitolul 5, nu mai putem să fim atacați de diavol. Nu mai putem să fim atacați de diavol. Poate să ne atace, poate să ne facă necazuri, dar nu ne mai poate ucide, nu ne mai poate răni mortal, pentru că ne-am îmbrăcat în neprihănirea aceasta. Lângă fiecare dintre noi stă diavolul ca să ne învinovățească. Dar dacă punem platoșa aceasta, nu poate să facă nimic. Iată ce spune capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem. Și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Atacurile dușmanului, lupta, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, experiențe care le avem cu Dumnezeu și ne învață despre viitorul care îl avem împreună cu Dumnezeu. Suntem mai mult decât biruitori. E numai o iluzie oare? Oare numai o iluzie? Nu, o certitudine. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu, ar muri cineva. Dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci când vine diavolul și te atacă și vrea să spună, tu nu poți să mergi în cer, cu viața care o ai, tu nu poți să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Tu nu ești creștin, tu nu poți să faci lucrare de preot. Iată ce trebuie să-i spunem. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Mare lucru să ai
platoșa aceasta a neprihănirii. Nu te poate ataca nimeni. Căci dacă atunci când eram vrășmași, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Mântuiți înseamnă salvați, scoși din orice situație delicată. Delicată. Și capitolul 5 și capitolul 6 vorbește de biruința pe care o avem în lupta aceasta cu păcatul. Pentru că am primit neprihănirea lui Dumnezeu. Coiful neprihănirii, sabia Duhului, scutul credinței, râvna Evangheliei păcii, încinși cu adevărul. Și aici unde este inima și unde sunt organele noastre vitale, avem platoșa aceasta a neprihănirii. Ea ne folosește atunci când suntem atacați de diavol. Cum suntem atacați de diavol? Hai să vă dau numai câteva amintiri din viața mea și din viața dumneavoastră. Nu a venit niciodată la dumneavoastră diavolul cu șoapte ca acestea. Tu nu ești mântuit. Tu nu ești un copil al lui Dumnezeu. Gândește-te tu la viața ta. Tu ai avut așa un moment de emoție. Te-ai lăsat purtat de un val de entuziasm. Și ai zis și tu, da, poate te-ai și botezat. Dar tu știi în inima ta că tu nu ești un copil al lui Dumnezeu. Și nici nu se știe dacă este Dumnezeu la urma urmelor. Toate astea s-ar putea să fie o iluzie. Uite-te la viața ta. Uite-te la viața bisericii. Nu mai este păcat în viața ta? Fii atent că tu știi și eu știu. Și Dumnezeu știe dacă există Dumnezeu. Că tu încă mai ai păcat în viața ta. Poate să fie un om ca tine un copil al lui Dumnezeu? Uite-te în biserică. Uite-te bine tu la ei. Sunt ăștia moștenitori ai cerului când în biserică se întâmplă câteodată lucruri mai rele ca celelalte din lume. Și vine și atacă. Vine și atacă. Tu, un copil al lui Dumnezeu? Aia din jurul tău sunteți neprihăniți. Bă, voi sunteți mai răi ca aia din lume, băi. Tu nu vezi. Și ca și Iosua, taci și ți-ai înghețat limba și nu știi ce să zici. Că în mare parte, ceea ce spune el are... Dacă nu știi să iei platoșa aceasta a neprihănirii, nu vei putea face față la atacurile celui rău. Și nu e vorba de cei care s-au botezat de curând și după botez în prima săptămână, în prima lună, când sunt cele mai multe atacuri de obicei, când trece puțin bucuria și extazul de la botez, diavolul vine și spune, crezi că e adevărat? Ai avut și tu o chestie așa, dar nu e adevărat ce s-a întâmplat. Ai făcut o prostie, lasă-o în pace acum, nu poți să o întorci înapoi, dar nu o lua prea în serios, că nu s-a întâmplat nimic. Nu-i vorba numai de noi convertiți, e vorba că vine și la oameni care o viață întreagă au umblat cu Dumnezeu. Diavolul e un praznic. Dacă el s-a dus în slavă când Dumnezeu avea plan să facă cu Iosua, să refacă Ierusalimul pe pământesc și să refacă preoția și diavolul a venit acolo să spune, nu, nu va veni la tine? Nu va veni la mine? Cum să? În una din ultimele etape ale vieții fratelui Richard, dânsul a avut mari lupte spirituale. Luptele nu sunt o dovadă de slăbiciune, sunt o dovadă de atac din partea diavolului. Și diavolul atacă și pe cei mici și pe cei mari. Mi-aduc aminte că l-am găsit odată într-o situație în care nu era sigur de mântuire. Nu era sigur că dincolo de moarte va merge la Domnul Iisus, la Dumnezeu. Era o soră mai tânără care îl îngrija și avea coșmare în timpul nopții. Striga, se lupta cu el, cu forțe de dincolo, avea coșmare. Se trezea tot, liniștea, căuta să-l... Ziua avea ochii pierduți așa, se uita, de parcă era numai demoni erau în cameră care îi dădeau târcoale. Și așa l-am găsit într-una din zile. Și... s-a agățat de mine așa ca de un slujitor de biserică, deși eram copilul lui într-un fel, dar eram și pastor în același timp și a zis, Daniel, eu n-am mântuirea. Daniel, eu nu mă duc la Domnul Iisus. Și ființa aceasta, sora, i-a spus, frate Richard, căuta să-l liniștească. Și frate Richard, să fiu eu așa de liniștită de mântuirea mea, cât de sigură sunt de mântuirea dumneavoastră.
Eu mă pot îndoi, dar dumneavoastră, dumneavoastră, frate Rica, lupta dumneavoastră și viața dumneavoastră vă așteaptă dincolo, așa o cunună vă așteaptă. Și ca un om hăituit, așa, plins la colț de niște lupi, s-a uitat la ea și a zis, vorbești ca o femeie proastă. Dumnezeu nu măsoară cu măsurile cu care măsurăm noi. Are alt cântar. La cântarul ăla eu nu ies bine. Fost luptele în care Dumnezeu l-a curățat așa înainte de marea plecare acasă. Țin minte că a spus într-o vizită care am avut-o noi cu grupul de aici, la dânsul, despre un vis care l-a avut noaptea. Se părea că e pe muntele Kilimanjaro, dânsul le știa toate în capul lui. Este un munte mare, la nu știu câte grade nord de ecuator, în Africa, e așa înalt, cât are, 6.010 metri, parcă, are toate zonele de climă de pe fața pământului și zăpada are sus. Și eram pe muntele Kilimanjaro, acolo, sus. Și când m-am uitat în sus, venea cineva la mine. Și dacă venea de sus, trebuie să fi fost un înger. Nu putea să vină un om de sus, pe muntele Kilimanjaro. Venea în sus așa cu o față de om, s-a uitat la mine și s-a uitat așa cu ochii curioși și se mira de mine și eu n-am zis nimic. Și el a zis, mă mir, cum de nu ești sfânt? După atâția ani și nu ești sfânt, ce se întâmplă cu tine că nu ești sfânt? Și coșmarul acesta l-a lăsat câteva zile și nopți într-o stare de zbucium teribil. Pentru că diavolul îi spunea, păi ți-aduce aminte cine ai fost tu? Și zicea, da, m-am pocăit după aceea. Zice, da, după ce te-ai pocăit atunci, ți-aduce aminte ce ai făcut iar și după ce te-ai pocăit. Zice, da, și după aia m-am pocăit. Da, și după ce te-ai pocăit iarăși, ți-aduce aminte ce ai făcut pe urmă? Ce, tu nu știi ce știu, că și eu știu tot ce știi și tu. Și spunea, cum de nu sunt un sfânt? Cum de nu sunt un sfânt? La vârsta asta și n-am putut să trăiesc cum trebuie, n-am făcut ce trebuie să fac. Acestea sunt teribilele atacuri pe care le are orice copil al lui Dumnezeu, într-o formă sau în alta. Intensitatea variază în funcție de cât lasă Dumnezeu pe diavol să ne pună pe foc pe fiecare dintre noi. Dar nu se poate să nu le avem. Nu se poate. Pentru că dușmanul sufletului nostru dă tâlcoale și vrea să ne înghită. Și vrea să ne trântească la pământ și vrea să ne facă inefectivi și să ne distrugă. Și coșmarul fratelui Richard, după povestirea dânsului, pe care o știți poate mai bine ca mine, s-a terminat într-o zi în care tantibința era plecată, cel care îngrija de dânsul era plecat, era singur în cameră și a auzit în limba ebraică un glas care i-a spus, cel care se pocăiește este mai sfânt decât marele preot. Cel care se pocăiește este mai sfânt decât marele preot. Am vizitat după aceea și avea ochii ca niște izvoare de lumină și o bucurie în inimă. Dumnezeu i-a vorbit și Dumnezeu a pus capăt la zbuciumele lui și Dumnezeu i-a dăruit iarăși bucuria mântuirii, asigurându-l că înaintea lui la judecată nu faptele vor fi cele care vor prima, pentru că faptele au fost spălate în pocăință, el a fost îmbrăcat pe deasupra cu neprihănirea dată de Dumnezeu un dar, neprihănirea care se capătă prin credință. Ne îmbrăcăm cu Hristos și apoi trăim în Hristos toată viața noastră. Și vom sta înaintea lui Dumnezeu la judecată tot în Hristos. Și ne va vedea prin neprihănirea lui Hristos. Și nimic nu-i mai sfânt decât neprihănirea lui Hristos. Nici marele preot nu-i mai sfânt decât Iisus Hristos. Este platoșa aceasta a neprihănirii. De câte ori mai ești atacat în domeniul acesta? Poate, cum ți-am spus eu, poate în alt fel de feluri. Spune-i diavolului, sunt păzit de neprihănirea pe care o are Domnul Iisus Hristos. Dacă a murit pentru mine când eram dușmanul lui, astăzi când sunt copilul lui, nu mă va păzi el și nu mă va scoate el biruitor? Dacă atunci când eu luptam împotriva lui, el a fost pentru mine. Astăzi când eu sunt pentru el, nu va fi cu atât mai mult pentru mine? Am platoșa neprihănirii. Am trecut din moarte la viață, nu merg la judecată, pentru că păcatele mele au fost toate luate asupra lui de Domnul Iisus. Care păcate? Cele trecute, cele prezente și cele viitoare. Dumnezeu le-a pus pe toate în crucea Domnului Iisus Hristos și mi-a dat neprihănirea aceea pe care
o primesc în dar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Când cred așa, pot să stau în picioare. Și niciun atac din partea celui rău nu mă mai poate da la pământ. Și chiar dacă m-ai dat la pământ, mă ridic în neprihănirea aceasta și spun, nu mă poți birui. Pentru că sunt neprihănit nu prin ceea ce sunt, nu prin greșelile pe care le-am mai făcut și le fac, ci prin viața Domnului Iisus Hristos pe care El a așezat-o deasupra mea. Și cred lucrul acesta, că sunt în El, că El este în mine și Dumnezeu își găsește toată plăcerea în copiii Lui, printre care sunt și eu. Slăvit să fie în numele Lui astăzi și în veci de veci. Amin. Orice păcat pe care îl ai, pe care l-ai făcut sau pe care îl faci, îi dă dreptul satanei să aibă stăpânire asupra ta. De aceea e neapărat nevoie să ai platoșa neprihănirii și să știi să alergi la sângele Domnului Iisus și să te speli în sângele Domnului Iisus și să-ți speli viața așa ca platoșa neprihănirii să fie pusă iarăși deasupra. Sub lacrimile pocăinței mele și ale tale, Dumnezeu spală păcatele noastre și apoi așează iarăși la locul ei platoșa aceasta neprihănirii, pentru ca diavolul să nu se poată atinge de noi și ne bucurăm cu o bucurie negrăită, chiar dacă avem lacrimi pe obraz, atunci când ne cerem iertare și primim iertarea de la Domnul Iisus.